FC Viitorul s-a impus la Botoșani. Constanțenii s-au încălzit însă greu. Singura ocazie a primei reprize a venit abia în al doilea minut de prelungire, atunci când Artean n-a reușit să-l învingă pe Pap. Hagi a mutat inspirat după pauză. L-a trimis în locul lui Houri pe Văduț, iar Vârful a avut nevoie de doar 4 minute să înscrie al doilea său gol din acest sezon. Același Văduț a obținut și penaltiul din care oaspeții și-au dublat avantajul. Ianis Hagi a transformat de la punctul cu VAR. Moldovenii au marcat golul de onoare la ultima fază a meciului. Troici a înscris în premieră în Liga 1 și FC Botoșani, FC Viitorul, s-a terminat 1-2. Am stat bine la mijlocul terenului, am făcut presiune, am fost noi echipa noastră cum eram noi înainte, când făceam o presiune foarte bună adversarului. Echipa dumneavoastră nu a avut niciun șut pe poartă, iar primul a venit în minutul 90. Să luăm partea bună, suntem foarte eficienți, un șut, un gol.